Bună ziua, vă salută Tatiana! Astăzi vin în fața dumneavoastră cu un nou proiect, așa cum vă spuneam. Un proiect care este realizat în totalitate de mine și anume acest ou decorativ. Eu l-am decorat în felul acesta pentru a părea mult mai atrăgător. Însă dumneavoastră puteți decora în modul în care doriți. Eu voi face tutorial pentru ceea ce vedeți lucrat aici. În realitate sunt trei părți. Este oul propriu-zis. Dacă doriți, puteți lucra doar oul, pentru care am pus un suport de carton și el stă în picioare. Apoi, pentru a-l face mai atrăgător, eu l-am decorat. După cum vedeți, am reușit să realizez guriță croșetată, fără să ne chinuim să mai coasem. Am aplicat acest fluturaș pentru care veți găsi tutorial pe canalul meu de YouTube, Fluturaș în 5 minute. Apoi am făcut acest șervețel, acest suport, iar pe margină am dorit să imit firele de iarbă. După care am făcut pălăriuță și păr. Părul în modul în care se face părul la păpuși. Deci vom învăța câteva lucruri noi. Pălăriuța poate fi cusută, poate fi lipită, eu i-am pus aici un ac de siguranță. Puteți opta la ceea ce doriți dumneavoastră. Acum voi trece la prezentarea materialelor, sperând că vă place proiectul meu. Eu voi folosi materiale, capete de materiale, scule care mi-au rămas, practic. Și anume, voi folosi acest fir de culoare albă, este un fir de lână pe care îl voi lucra cu croșetul numărul 4. Iar cu croșetul numărul 3 voi lucra aceste culori galben, maro, roșu și verde. Pentru pălăriuță puteți folosi culorile care doriți dumneavoastră, așa cum vă spuneam, deci voi folosi croșetul cu numărul 4 pentru partea principală pentru ou, croșetul numărul 3 pentru celelalte părți componente, apoi vom avea nevoie de firul despărțitor, acul pentru cusut lână, o pereche de ochișori, melana pentru umplutură, lipiciul lichid pentru a atașa ochișorii, iar în interior, pentru a-l fixa bine, vom avea nevoie de un carton mai gros sau două bucățele de carton mai gros. Dar când vom ajunge în acel punct, veți vedea modul în care vom proceda. Și vom începe partea principală a lucrării, așa cum vă spuneam, cu croșetul numărul 4. În cercul magic voi face un număr de 8 piciorușe scurte. Acesta este primul pe care nu îl vom socoti și vom continua lucrând. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și cel de-al 8-lea picioruș scurt, vom închide cercul magic, vom închide rândul cu fir alunecat, iar în continuare noi vom lucra în corespondența fiecărui picioruș o înmulțire, astfel că la sfârșitul rândului noi vom avea un număr de 16 piciorușe scurte. Deci, în corespondența fiecărui picioruș o înmulțire. Iar noi ne întâlnim la sfârșitul rândului. Vom continua lucrând un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul
rândului. Iar la sfârșitul rândului, noi ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Ceea ce vreau să menționez este faptul că, în funcție de firul pe care îl veți folosi, va fi și mărimea lucrării dumneavoastră. Deci, acum continuăm. Un picioruș scurt, urmat de o mulțire. Obținute cele 24 de piciorușe scurte, vom continua lucrând două piciorușe scurte, urmate de o mulțire. Vom repeta astfel pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând, noi ne vom întâlni cu un număr de 32 piciorușe scurte. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte, 1, 2, 3, urmate de o înmulțire. Vom repeta în acest mod pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 40 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând 4 piciorușe scurte, 1, 2, 3, 4, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului această secvență, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Pentru următorul rând vom lucra 7 piciorușe scurte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, urmate de o înmulțire. Vom repeta pe întreg parcursul rândului în acest mod și vom obține un număr de 54 piciorușe scurte. Obținute cele 54 de piciorușe scurte, noi vom face un total de 9 rânduri de câte 54 piciorușe scurte. Deci vom lucra picioruș după picioruș, 9 rânduri, iar apoi ne vom întâlni pentru a continua lucrarea noastră. Deci 9 rânduri. După ce am lucrat cele 9 rânduri de 54 piciorușe scurte, vom continua lucrând 7 piciorușe scurte. Pune grămiță. Doi. Trei. Patru. Cinci. Șase. Vom face o scădere și în felul acesta repetăm 7 piciorușe scurte urmate de o scădere, vom lucra pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni din nou cu un număr de 48 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 48 de piciorușe scurte, deci vom lucra picioruș după picioruș, așa cum se găsește. Vom continua lucrând 6 piciorușe scurte. Primul. 1. 2. 3. Vom face o scădere, vom continua pe întreg parcursul rândului în acest mod, iar la sfârșitul acestui rând ne vom întâlni cu un număr de 42 de piciorușe scurte. Acum vom lucra un rând de 42 piciorușe scurte. Deci repetăm picioruș cu picioruș și ne întâlnim la sfârșitul rândului.
venit ora să ne ocupăm un pic și de stabilitatea oului. Eu am tăiat două bucățele de carton, pentru că este destul de subțire, le-am lipit între ele. Am aplicat din nou un pic de lipici pe unul din, pe un, o parte a cartonașului, iar acum îl voi lipi aici pe fundul oului, în modul în care să fie fixat în centru și astfel vom da stabilitate oului nostru, va sta singur în picioare fără prea multe probleme. Voi ține bine apăsat. După care voi continua următorul rând, noi vom lucra 5 piciorușe scurte. Deci vor fi 5, 1, punem clămiță, 2, 3, 4, 5. Acum vom face o scădere. Vom continua în acest mod pe întreg parcursul rândului, iar la sfârșitul acestui rând, noi ne vom întâlni cu un număr de 36 de piciorușe scurte. Vom continua lucrând un rând de 36 de piciorușe scurte, deci vom lucra picioruș după picioruș, așa cum se găsesc. Pentru următorul rând, lucrăm 4 piciorușe scurte. Avem 2, vom pune clămiță. 4, apoi vom face o scădere, vom repeta pe întreg parcursul rândului în acest mod, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 30 de piciorușe scurte. Continuăm lucrând un rând de 30 de piciorușe scurte. Picioruș cu picioruș, așa cum se găsesc, iar noi ne vom reîntâlni. Vom continua lucrând 3 piciorușe scurte. 1, 2, 3. O scădere. Vom continua pe întreg parcursul rândului. Iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 24 de piciorușe scurte. Am umplut această parte a lucrării cu melană și vom continua lucrând un număr de 24 piciorușe scurte. Deci vom lucra picioruș cu picioruș așa cum se găsesc. Vom continua lucrând 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Vom repeta pe trei parcursul rândului, iar la sfârșitul rândului ne vom întâlni cu un număr de 18 piciorușe scurte. Deci, vom continua 2 piciorușe scurte urmate de o scădere. Acum că am umplut, un pic mai dificil aici. Vom continua cu un rând de 18 piciorușe scurte. Noi ne vom reîntâlni pentru a continua lucrarea. Este momentul să umplem din nou oul, pentru că apoi ne va fi mult mai dificil să umplem, pentru că ne apropiem de sfârșit. Deci îl voi umple bine și voi continua următorul rând lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere, deci aceasta va fi în corespondența rândului care urmează și lucrând un picioruș scurt urmat de o scădere la sfârșitul rândului,
ne vom întâlni cu un număr de 12 piciorușe scurte. Deci un picioruș scurt, o scădere. Picioruș scurt, urmat de o scădere. Dar noi vom continua singure. Obținute cele 12 piciorușe scurte, acum vom lucra scăderi după scăderi, 6 scăderi consecutive, și avem prima, cea de-a doua, cea de-a treia, ultima scădere și astfel am obținut un număr de 6 piciorușe scurte. După care vom tăia firul, iar cu acul vom închide această porțiune. Voi scurta firul meu și voi pune acul. Vom folosi acul pentru cusut lână, acul cu gaură mare, să poată intra firul. Sper că reușesc să-l pun tot, pentru că sunt... Nu chiar. Deci am pus firul, acul, scuzați. Așa, iar acum... Vom intra cu acul prin prima jumătate a fiecărui picioruș și vom închide această parte a lucrării. După cum veți vedea, am obținut oul în acest mod. Repetând această schemă, puteți lucra și cu alte de fire, bineînțeles va avea o dimensiune mult mai mică. Vă rog să scuzați vocea, sunt răgușită. Va avea o dimensiune mai mică în funcție de firul pe care îl veți folosi și cam aceasta este formula, dacă o putem numi așa, a oului perfect. Pentru că apoi veți vedea că în momentul în care îl aranjăm bine, are exact forma unui ou adevărat. Deci am ascuns și acest capăt de fir. Și voi scurta acum. Capetele de fir întotdeauna să le țineți deoparte, pentru că veți avea nevoie pentru a umple diferite jucării pe care le vom lucra. Deci ajuns în acest punct, uitați-vă. Eu așez melana în felul acesta, cum puteți vedea, stabilesc idaua cu formă, așa, și am realizat oul nostru cu suportul în felul acesta. Eu voi încheia aici această prima parte a tutorialului, voi continua în partea a doua cu accesoriile, așa cum ați văzut. Ca întotdeauna, mă despart de dumneavoastră în același mod, durându-vă o zi minunată, o zi plină de soare și bucurii. Vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și ne vom reîntâlni cu noi tutoriale. La revedere, vă salută, Tatiana!